Ia că ne revedem după acest intermezzo firesc televiziunilor, necesar în general, pentru că fără ele, fără aceste pauze, să-i spunem, nu am putea supraviețui nici la modul subdecenței. Și vă mai spun încă o dată, celor care nu ne-ați privit de la începutul emisiunii, invitați mei în această seară, domnul deputat Bogdan Gheorghiu, deputat liberal, și domnul Ioan Vasiliu, care este candidatul, să-i spunem așa, omul care dorește să facă ordine și să câștige bunăvoința și votul fălticenenilor. În prima parte ne-am încălzit, cum e și firesc, e vară, dar ne-am încălzit în ceea ce privește replicile, mai ales pentru că domnul Vasiliu nu este pentru prima dată într-un studio de televiziune, oricare ar fi acela, și ne trebuia puțină, dacă nu toleranță, puțină încredere. Domnule Vasiliu, cum v-am mai întrebat și prima dată și mai mult interrogativ, știți foarte bine că e o misiune foarte importantă, foarte grea, chiar îți trebuie mult, mult curaj și multă forță și rezistență, nervi de oțel. Cine e în fond, cine e Ioan Vasiliu, ce face, de unde vine, ce a făcut? Știți, ca să nu repetăm paradigma aia poetică, cine sunt eu, întreabă-ți munții. Eu vă întreb pe dumneavoastră cu franchețe, da, în față. Ca să răspund tot în același timbru, așa cum a spus Lucian Blaga, sunt un om între oameni. Da. Provin dintr-o familie simplă, modestă, bunicii mei au fost țărani care au muncit în fiecare zi la câmp și au încercat să supraviețuiască. Părinții mei, mama a fost contabilă, tata ambulanțier. Și au dat intelectual, era în sfera, da, cealaltă. Da. Și-au dat nașterea la 6 copii, 2 băieți și 4 fete. Suntem o familie numeroasă, ne așezam întotdeauna la masă 9 persoane, o bunică și ceilalți 6 membri ai familiei, și trebuie să recunosc că toate aceste lucruri și m-au făcut ca astăzi să respect foarte mult familia, să respect munca, să respect țăranul, să ne-au învățat să fim... Nu sunt valori caduce, este important. Important ca noi să continuăm să le promovăm și credința, să nu uităm de credință. Viața din trecut a fost una grea, fiind o familie numeroasă, nevoile de multe ori ne depășeau, a trebuit să muncim foarte mult, am muncit la câmp, am muncit cu animalele, dar o spun cu toată răspunderea cuvintelor, părinții mei au ținut întotdeauna ca noi copii să fim persoane educate. Ne-am ținut de școală, ne trimiteau cu animalele la păscut, ca așa, dar luam cartea sub braț și chiar dacă nu-ți plăcea, mai stăteai, la un moment dat citeai și te duceai pregătit la școală. Toți am făcut școală, suntem oameni pregătiți, zic eu, am rămas în Fălticeni, de asta cunosc foarte bine nevoile fălticenienilor și a fălticenilor în ansamblu. Și ce pot să spun? Știu că pot face față cu brio provocărilor. Mergeți mereu printre oameni. Cum vibrează? Cum le simțiți vibrațiile? Că una e în declarațiile oficiale și una este în perioada când vorbești cu ei normal, neoficial. Da. Eu, în general, nu sunt un om care mă ascund după cuvinte. Întotdeauna vorbesc ceea ce gândesc și trebuie să recunosc că, ținând cont că de 7 ani de zile Fălticeniul este sub... E asediat, da, e roșu tot. Mergând printre oameni am constatat că își doresc schimbare, își doresc altceva. Fălticenienii, trebuie să știm, provin dintr-un oraș al culturii. Nu sunt oameni care nu au citit, nu sunt oameni care... Sunt oameni care cu siguranță își doresc să explodeze ceva în Fălticeni și cred că cel mai important este să explodeze administrația, Fălticeniul să se dezvolte. Am pomenit de cultură, suntem printre primele 3 orașe, după cum știți, din România, care au dat oameni de cultură raportat la suprafață sau la numărul de locuitori. Dar aici, ca primar, nu puteți face altceva decât să promovați proiecte culturale majore pentru a încuraja turismul. Așa este. Mai ales legat de mănăstirea cealaltă din zona Dolhasca, da? Care e o capodoperă medievală, ignorate
Da. Nu știu din ce motive, dar și la Fălticeni, muzeul acela care e muzeul de autor, Irimescu, sunt unii rare de tot în lume, mai ales atât de bogate în opere artistice, nu sunt valorizate de turiști. Adică muzeul acela ar trebui să aducă, v-am spus, adinea euro, 3.000 din bugetul local, muzeul din Fălticeni, dacă ar trebui valorizat. Să nu uităm că Fălticeni nu avem muzei. Doar muzeul Irimescu, avem Galeria Oamenilor de Seamă, în care putem vorbi de un Ovinescu, avem Muzeul Apelor, avem Irimescu, exact, avem Sadoveanu, avem case memoriale, avem ce promova. Dar am știți cum e? Atunci când nu te pricepi, nu știi să promovezi. Trebuie să te să-ți aduni în jurul tău oameni care se pricep, oameni de specialitate. Nu, n-am nimic cu actuala administrație, dar nu poți să fii profesor de sport și să te pricepi la cultură. Mai rar așa ceva. Nu, dar nici nu e obligatoriu. Nu, aici am și eu o scurtă paranteză. Poți să fii profesor de sport, dar să te înconjori de oameni de specialitate. De asta am și spus într-o emisiune anterioară. Domnul Coman s-a înconjurat numai de profesori de sport. A, nu, deci oamenii lui de bază sunt ceilalți profesori de sport, deci, pe care pe toți i-a fost director la școli. Poți să fii primar și să ai patru clase. Dar sigur, dar asta am și spus. Dacă lumea te iubește și te votează, asta e altceva și ai experiență de viață. Da. Dar dacă știi să alegi consilieri. Așa cum spunea. Dacă modelul îi folosește la alte treburi, pentru campania trecută am niște experiențe neplăcute. El ia smute să sune cu număr ascuns lumea. Pe mine mă sunau cu număr ascuns și am reușit și am găsit. Erau doi profesori de sport acoliții lui... Sunau cu număr ascuns? Da, mă sunau pe mine cu număr ascuns. Ca să ce? Ca să... Să vă hărțuiască, exact, să vă jure, de intimidare, să vă trimită, exact, să vă scoată. Da. Și am identificat până la urmă. Da. Ambii directori au ajuns de liceu. La complicități mafiote, ca în orașele mici, unde cei care au ajuns la un moment dat prin voința destinului în anumite poziții, ei vor să stăpânească la propriu. A scris o fată pe Facebook un comentariu negativ, nu era apreciativ la adresa domnului Coman și în scurt timp a fost la ușa mamei fetei spunându-i că dacă nu încetează nu știu ce se întâmplă. Deci eu când aud lucrurile astea astea sunt îngrijorătoare, domnul deputat. Cam asta e deja, de la Fălticeni. Deja se apropie, nu că se apropie, se hrănesc cu filozofia mafiei. Da. Deci bine și cu cerește. Asta este. Da. Și aia sunt mai prudenți, mai discreți, nu fac chiar așa cu obrăznicie în față. Sunt adică multe lucruri care se întâmplă cu obrăznicie în Fălticeni, da. Eu am vorbit, noi trebuie în Fălticeni, dacă tot vorbim de latura asta culturii, trebuie să promovăm turismul cultural. Ceea ce este alții au apă minerale, alții au cărări, alții au stânci. Noi trebuie să promovăm ceea ce avem de valoare. Turismul cultural. Și avem copii de valoare. Este ceva ce n-au mulți, domnule. Sigur că da. Eu stau în zona muzeului Sadoveanu. Îmi pare rău să spun, dar poarta de intrare este sprijinită de doi țăruși. Se dărâmă. A rămas o epavă muzeul. Este păcat, nu mai este văruit, nu mai e strigător la cer ceea ce se întâmplă. Și nu mai vorbesc de altele. Sunt lucruri grave în Fălticeni, păcat că sunt administrate haotic. Eu cred că acești oameni nu-și doresc să promoveze decât non-valorile și cam asta se întâmplă. Și să le denunțe. Și să le denunțe, sigur că da. Să le denunțe, dar viitorul în asta stă. Unii, să știți, domnul deputat, unii exegeția artei și în general ai sculpturii îl pun pe giganticul Irimescu de la Fălticeni peste Brâncuș. Și știți că la Târgu Jiu, orașul ăla, cum este el, să nu aduc niciun fel de umbră asupra lui, operele lui Brâncuș aduc 80% din turiștii Târgu Jiu. Că n-ai să vezi în Târgu Jiu. Da, știți că PSD-ul a mutat bani, dacă tot am făcut o legătură între Fălticeni și Târgu Jiu, după ce guvernarea liberală de Boc a alocat bani pe centura Fălticenului, a venit PSD-ul, era pont. Da, banii erau în cont. Și a mutat la Târgu Jiu exact proiectul ăla pentru Fălticeni și au făcut centura Târgu Jiu, care e gata. Erau 119 miliarde, știți foarte bine în perioada. Așa iubește PSD-ul Fălticeni. Da. Deci asta vorbim de centură, nu avem centură. Apropo de ce a spus... Libertatea de mișcare, unde este? Păi o să spun, te hazardezi, nu se poate, ce turism cultural, ce să promovezi, cum, ce să promovezi? Păi ai muzeile, este numai muzeul Irimescu, ar putea bate toate muzeile de autor din Europa. Deci la fiecare... Și tu spui că n-ai ce cultiva. La fiecare
ai o aplecare. Trebuie să ai aplecare, trebuie să lucrezi la asta, trebuie proiecte europene, trebuie linii de tramvai, păi, tramvai, linii de autobuze, trebuie legate. Trebuie doar să vrei. Oameni de cultură încă mai sunt în Fălticeni, profesori universitari, de ce vă trebuie de asta? Pictori, scritori, poeți, încă sunt. De ce nu vor ei deloc, dar deloc, cu dușmănia, aș putea spune, cu răceală și ferocitate, nu vor să participe la proiectele celui județului în ansamblu. Adică au făcut din enclava Fălticenului, din enclava Sudului, din zona Sudului, o enclavă. Toate proiectele din Bucovina le privesc ca niște proiecte pe care insultă mândria lor de regățeni, cum se spune în argou. Da? Adică refuză să participe, de exemplu, la marile proiecte ale lui Gheorghe Flutur, care s-au dovedit a fi toate de succes. Nu cred că este unul fără să aibă succesul cuvenit în anii care au trecut de când au fost ele implementate prin 2008 și toate Fălticenii întotdeauna se ține deoparte. Deci sunt doar interese politice meschine pentru a dezinforma, dezinforma. Aici domnul Stan are o strategie pe care o aplică de ani de zile. Tot timpul merge în Fălticeni și trâmbițează că Gheorghe Flutur ține cu Bucovina și nu ține cu Fălticeniul. Fals! Nu e adevărat. Tocmai am spus mai devreme, în perioada cât a fost primar liberal și cu Gheorghe Flutur și s-a putut colabora, a fost voința ambele, au fost cele mai mari investiții și câte drumuri s-au făcut atunci în Fălticeni. Gheorghe Flutur a alocat din calitatea sa de ordonator de crite foarte mulți bani Fălticenului. Tot ce au însemnat proiecte legate de Bucovina au integrat Fălticeniu cu titulatura Fălticeni, poarta de intrare în Bucovina. Așa ca este. Să fie clar. Așa da, este. Pentru că deci, v-am fost o leagă mai departe, dar nu asta. Dar eu sunt născut în Fălticeniu. Eu dacă simțeam chestia asta că Gheorghe Flutur izolează Fălticeniu, nu puteam face echipă cu președintele Gheorghe Flutur. Dar dimpotrivă, cum a ajutat la dezvoltarea Fălticenului și cum se poate face echipă cu Gheorghe Flutur pentru binele Fălticenului, nu am întâlnit nici în perioada domnului Mârza sau dar de ce refuză nu ei, mai zic a domnului Nechifor, care a fost probabil cel mai slab președinte Consiliul Județean. Dar ce vreau eu să spun este că în momentul în care din interese politice meschine pentru a te cățăra pe niște procente care să te ajute pe tine să duci proiectele tale mici, gen cartierul tău de casă, sala ta de nunți. Orașul tău să-l lipești. Exact. Nu neapărat spiritual. E o campanie de dezinformare asta. Geografic. Asta cu ideea de administrație liberală care ține în brațe Bucovina și ar dezavantaja Fălticeni. Dimpotrivă. Exact. Problema este ce ai făcut tu ca PSD-ul la guvernare, cu capitala PSD-ul la Fălticeni pentru orașul. Ca să intri în vârtejul marilor proiecte care se desfășoară în județul Șa. Să nu uităm că domnul deputat... Deci și un boicot al lor. Sigur un boicot da. Constant al lor ca să nu ne interesează. Nu ne interesează. Bă, dar nu vă interesează pe voi. O clică, o haită, un număr, o grupă, un pluton. Dar poate interesează ceilalți 25.000 de fonduri. Dar poate vrei să dărâm muzeul Irimescu ca să pui exponatele lui Irimescu în sala ta de nunți, ca să da, ai clienți mai ca mulți. Ca să ai mai multă valoare estetică. Adică, da. Acolo ar putea merge. S-ar putea merge, da, la felul cum privesc ei lucrurile, s-ar putea să considere că muzeul Irimescu e o povară pentru comunitate. Am înțeles că sunt tot felul de polemici în Consiliul sunt, Local. Sunt și, sunt și probleme interne manageriale la nivel de muzeu. Da, se încearcă să se conducă cu forța. Nu mai sunt muzeografii cei care pot decide asupra unui exponat dar sau a valorii acestuia. Dar de ce nu 200 de euro pe lună salariul să se umilească an la rând? Când au prins pensie, au plecat. Am înțeles că acum sunt alții numiți. Muzeografii din Fălticeni, de la Muzeul Rimescu, de exemplu, au 1700 de lei salar. Asta este o bătaie ceea de joc. Ce este, mi se pare foarte la ceea ce faci. Cum poți să-l obligi tu pe un om cu o asemenea remunerare să facă și proiecte temeinice de turism? Din câte știu, câteva le s-au cerut demisia, ei nu pot să plece pentru că asta este meseria lor, iubesc ceea ce fac. Se dorește altceva la nivelul ce acesta. Ce să faci de muzeu? Să nu uităm că domnul Stan, Ioan Stan, este în politică de peste 30 de ani. Mandate, da. Nu știu. Deci eu îl cunosc. Din 90, vă eram spun, un stan în politică din 92. Da. Când eram avut alegerile, așa este. Când am avut alegerile de după intermediul, după perioada aia cu Constituanta. Eram un țânc de când îl cunosc pe domnul Stan și nu am văzut decât la domnia sa decât că și-a făcut
un venit propriu și atât. Și a dezvoltat ce e a lui, în rest nu are niciun atribut asupra fălticeniului. Nu a adus niciun plus valoare, nu, nici nu iese în presă, nu dă nimic fălticenilui. Ba, și iese, atunci, dar iese cu comunicate scrise de domnul Rădulescu. Sunt doar atacuri, atât. Da, un edificiu, un fălticeni, cum a spus domnul Vasiliu foarte răspuns. Domnule, asta... făcut de standuri. După atâția ani de fălticeni, ăsta... În 30 de ani, da. El l-a făcut. Da. N-a dat florilor. Nu, în sensul făcut. Să rămână în memoria. Toată lumea înțelege că nu a făcut el de la A la Z, notunate primul cancioc. Deci s-a dus în sus tot... Până și Târgu Mărului de la fălticeni este tot inițiativa președintului Gheorghe Flutur, apropo de faptul că el n-ar ține cu fălticeniu. L-a confiscat. Târgu Mărului l-a confiscat. Am văzut că deja l-au izolat. Numai pentru oamenii lor. Da. N-ai cum. Gheorghe Flutur a inițiat numărul de la fălticeni. Dacă te rupi mare, un provincial sărac, necăjit, un provincial anonim și te mulțumești cu ce ai dacă te rupi de lumea mare. Da. În lumea mare trebuie să ai mare curaj și mare curaj, mintea deschisă, open mind. Tu dacă ai mintea blocată de tot felul, de la arachiu de suman până la țigările de cosite în Ucraina, n-ai ce să faci. Da, aici vorba și de reavoință. Deci, și de premeditare. Gheorghe Flutur a inițiat, a inventat, practic, Târgu Mărului la fălticeni și actuala administrație și măcar nu-l invită la Târgu Mărului. Păi de ce am spus că l-au confiscat? De-aia am spus adineori, l-au confiscat. Nu mai intri ei acolo. Nici pe aia de la județ nu-i invit. De la județ în sensul peiorativ al cuvântului, când i-a rămas clișeul ăsta din antichitate. De la județ, ce-i las? Da, de acolo. Aia de la Rădăuț, și Rădăuțul la fel. Vedeți unde sunt administrații PSD-iste, eu am observat, le consideră, sunt stăpânii orașului, o enclavă, neenclave, neenclave. Da, este republici separatiste, da. Festivalul ăla lor, cum se chema, cu folclor, cu păunii, cu nu știu cum se chema, l-au confiscat, gata. Nu mai invită pe nimeni decât de-ai lor. Dar am înțeles că domnul Nistor Tătar a confiscat și contabila de acolo. Da. A confiscat-o în sens de... Merg pe stradă de mânuță, așa am înțeles, merg pe stradă de mânuță. Da, păi, dar asta se confis cu adevărat. Ții de mână să nu-ți scape. Mister Tătar a comandat pantofi cu tocuri de 20, că el e mai așa, mai micuț și trebuie să fie mai impunător și trebuie să meargă cu domnița de mână. Modelul politic al domnului Nistor Tătar este Sarkozy, nu? Da, bătrânul Sarkozy, dar nu, Nistor Tătar a luat-o mai așa tradițional ca la noi cu 22, tocuri de 22, de 20. Sarkozy avea de 5-6 de metri. Da, Nistor Tătar, dar păcat, dar iubirea unde, când lovește iubirea, eu înțeleg, îi compătimez pe oameni, mai ales când lovește iubirea la 70 de ani sau la 50, eu știu cât are, în fine. Da, am făcut și o pauză de genul acesta. 50 a avut când a început politica domnul da, Stan. Da, cred că mai mult, dar nu știu exact. Dar în fine, de când... Dovadă că politica ne ia mințile. Știți cum e? Dovadă că politica câteodată unora le ia mințile. Oamenilor slabi. De-aia se spune că politica e un narcotic puternic. Trebuie să reziști la ea. Trebuie să reziști la acest narcotic care e politica. Am fost de foarte tânăr în mediul privat înalt, zic eu. Am lucrat în multinaționale. Am ajuns la 27 de ani director comercial al Kronspan România de la Brașov. Eram unul dintre cei mai tineri directori din lume, a grupului din lume. Ce făcea grupul ăsta? Că a spus cu... Este producător de plăci din lemn, OSB și PAP. Nu, că a spus numele grupului cu viteză mare și eu fiind familiarizat cu el, n-am reținut. Nu este important numărul grupului, este important că ceea ce am făcut eu acolo, dar nu asta am vrut să spun, ci faptul că am învățat să manageriez. Am lucrat cu bucete, am lucrat cu oameni care performau, erau ședințe de brainstorming, nu fiecare decide în dreptul celor mulți, ci pur și simplu ne adunam și discutam proiecte, cream, dezvoltam și le duceam la capăt. Dacă asta înseamnă să ai viziune, să ai inițiativă și să poți crea ceva și dezvolta ceva. Nu aveți două facultăți și 3 masterate făcute în același an și repede ați ajuns? Nu, am două școli, am școala, vieții și școala pe care am absolvit-o la Pălticeni. CEO-urile voastre bănuiesc se discuta foarte serios. Nu... Acolo totul era pe bani. Nu poți să greșești. Pe banii altora. Pe banii altora. Nu ai voie să greșești. Trebuie să performezi în fiecare zi, la fiecare ceas, că din spate vin tot mai tineri și mai activi și mai deștepți, dinamici, mai flexibili, și îți iau locul. Deschise. Este foarte important să accepți când ai pierdut. Este foarte important ca în fiecare zi să cauți să înveți. Nu să zici, am gata,
am greșit, dar decizia este a mea finală. S-ar putea să nu ai dreptate? S-ar putea să nu ai dreptate. Până la urmă, la asta se rezumă o dezvoltare. Eu știu că în Consiliul Local Fălticeni, 99,9% din hotărârile de Consiliu sunt inițiativa domnului primar Coman, sunt votate în unanimitate de toți consilierii PSD în număr de 15. Deci, practic, este o direcție... 15 care înseamnă majoritatea. Aia e politică pastorală. Asta este... Ce să mai vorbim? Adică fiecare nu are o părere, nimeni nu are o părere, toți votează mâna sus, nu se discută nimic altceva. Și-au luat indemnizația, au semnat, au plecat la o bere, la un rachiu, ce și... să ne mai complicăm noi cu viața? Da, și în general, iarăși 99,9% din decizii sau din hotărâri sunt proaste. Sunt decizii care costă foarte mult municipalitatea și de asta nu ai cum să te dezvolți. Proaste în sensul că contraproductive? Contraproductive. Am să vă dau un exemplu ceea ce s-a întâmplat luni în ședința de Consiliu. S-a votat un ajutor de minimis pentru 71 de firme din Fălticeni, da, fără să existe anumite studii de impact, limite, condiții, ci o firmă care nu și-a plătit datoriile față de municipalitate sau taxele poate beneficia de acest ajutor de minimis de până la 200.000 de lei. 2 miliarde vechi. 2 miliarde vechi pe cap de firmă, deci persoană juridică, iar limita totală pe acest ajutor este de 530.000 de lei. În sus. Adică, și cine dă banii ăștia? Municipalitatea, desigur. Municipalitatea se transformă în bancă? Se transformă în bancă pentru răuvoitori. Adică nu este o diferență între cel care nu a putut și cel care nu a vrut. Dumnezeu, dar ați sesizat instituții ca parchetul, ca astea, aici fosfor, acid sulfuric. Domnul Coman a obținut toate avizele și la Consiliul Concurenței și de pe la Ministerul Finanțele pentru această propunere. Ca primările să dea firmelor ajutor de minimis pentru că ce? Pentru că o duc greu. Sigur. Dar stai un pic, dar o duc greu poate prin... Dacă ai fi impus, am înțeles, dacă ai fi impus, da, îți dau 100.000 de ronde, ajung, te scutezi de taxele astea, dar e obligația ca în 5 ani de zile să mai angajezi încă 100 de oameni sau să construiești nu știu ce clădire industrială sau nu știu ce producție, am înțeles. Dar atâta timp cât îi ștergi din datorii doar prin faptul că fără nicio condiție și este un număr limitat de firme, adică nu pentru toate firmele din Fălticeni, un număr de 71. Da, și nedrept, discriminare. Sigur că da, este o discriminare, este o decizie unidirecțională. Probabil era lista, nu? Da, era lista. Nu, n-am voie, adică nu, probabil, nu pot interpreta pentru că nu cunosc de desubturile. Dar noi avem voie să speculăm cu doar speculăm. Nu au fost anunțate numele firmelor ca să putem vorbi cine sunt și asta. Să ne ducem la registru. Doar a fost votat ceva ce nu știm. Da. Acționare, cine sunt. Dar totul e, eu n-am mai văzut un experiment, am auzit vorbindu-se despre chestiunea asta, dar mi se pare un experiment ciudat, extrem de ciudat și foarte, foarte periculos. Da. Și discriminatoriu, categoric discriminatoriu. Ori le dai la toți, ori nu le dai la nimeni, n-ai cum. Sau ori găsești altă soluție. Gândiți-vă că în fiecare lună, în Fălticeni, există rectificări bugetare. Cum? Nu, dar legea permite doar de două ori pe an. Păi da, acolo se întâmplă. Sunt bani legea mutați dintr-un sector în altul. Deci, și asta contravine legii. Sunt multe lucruri care se întâmplă în Fălticeni și de asta m-am hotărât să iau lupta asta în piept. De multe ori trebuie să-ți asumi singur anumite decizii, anumite direcții, dar sunt dispus să o duc până la capăt. Vă urez succes, vă urez succes. Domnul Gheorgheu, înseamnă că ați avut, aveți un merit? Aveți un merit consistent, nu? Ați avut intuiție sau ați avut informații clare? Am să răspund eu aici un pic, dacă îmi dați voie. Într-adevăr, domnul Bogdan Gheorgheu îmi dă și mie curaj în fiecare zi. Discutăm permanent, aproape că ne-am împrietenit și asta spune multe. Ne dorim, avem amândoi aceeași direcție, același gând de a duce Fălticeniu către Europa, să-l trecem în vest, dar nu fizic, ci ca dezvoltare, ca inițiativă, ca mentalitate. Asta le lipsesc Fălticeninului, să schimbăm mentalitatea. Eu vreau să arăt prin voința mea și cu această ocazie încurajez pe acei tineri, și nu spun tineri din punctul de vedere al vârstei, ci al celor care au energie încă, care au dorință să vină alături de mine să luăm administrația locală pentru a schimba ceea ce trebuie schimbat în Fălticeni. Fălticeniu are nevoie să devină, așa cum o spuneam mai devreme, poarta de intrare în Bucovina, ceea ce astăzi nu poate dovedi acest lucru. Da, și ca să răspund și eu, sigur, e vorba de o luptă politică, e vorba de o luptă
pentru a readuce Fălticeniu unde a fost odată în perioada asta de glorie și unde de fapt este locul. Și dacă vorbim de o luptă politică și care are un scop nobil aproape, aș putea să-i spun, sigur că Ionel Vasile nu poate fi decât camaradul meu de luptă, așa îl consider și umăr la umăr vom merge. Sigur, fiind vorba de un vot uninominal, lupta este a lui, eu nu pot decât să-i fiu alături să-l susțin. Dar ceea ce pot să-i asigur pe oameni este că dacă îi vor conferi un vot de încredere și dacă Ionel Vasileu va ajunge primarul municipiului Fălticeni, nu îi va dezamăgi. Totuși, la 27 de ani, să fii într-o multinațională atât de sus ierarhic, unde acolo nu îi pe pile, nu pe cum trei, nu te-ai dus cu oaia ca să dai vițelul. Nici cu oaia, nici cu mătușa, știți nici cu unghi, spun? Nici așa. Dacă acest om la 30 ceva de ani a pus, după ce a lucrat în firme foarte mari, a pus pe picioare propria lui afacere și anul trecut a avut o cifră de afaceri de 6 milioane de euro. Acest om este clar că nu vine acolo pentru a, nu știu, a face un contract de administrare pentru parcul Nada Florilor de 10.000 de euro pe lună ca să aibă parandărăt. Cu siguranță nu. Cu siguranță nu. Să aibă un parandărăt abject de vreo 10.000 de lei sau nu știu cât. El nu are astfel de preocupări, nu are astfel de nevoi. Omul acesta vine pentru idei de dezvoltare mari. Omul acesta vede lucrurile în ansamblu. Are puterea de a face 5-6 pași înapoi pentru a vedea lucrurile macro. Nu se împiedică de amănunte, nu este preocupat de mize mici, așa cum se întâmplă astăzi la Fălticeni. De aceea eu am încredere în Ionel Vasileu și de aceea eu sunt mândru că Partidul Național Liberal are un astfel de candidat pentru primăria Fălticeni. Mai ales că are un background curat, în sensul că nu vine la niciun alt, v-am spus eu, deci cu politicienii e bine să mergi până la prietenie. Prietenia cu politicienii e foarte riscantă. Deci amici de toate, dar nu până la... Domnul Manoi, m-ați provocat. Ionel Vasileu a intrat în politică în 2019, n-a făcut niciodată politică până acum, păi da? Așa am și spus. În urmă cu ceva ani, tatăl lui Cătălin Coman și cu Alex Rădulescu se luptau pentru șefia organizației PNL Fălticeni. Apropo de trasei. Care între timp s-au resemnat în... Păi vedeți, acum socialdemocrați pur sânge. Da, s-au resemnat acolo la stânga lui Stan. Doamnelor, domnilor, un mic intermezzo publicitar și revenim.